în momentul când te rogi cu frica morții, și o să spuneți ce e frica morții, are Sfântul Ioan Iacob o poezioară scurtă, spune așa: frica morții, cine nu-i deprins, s-o poarte sufletul și îl dă la moarte. Adică în momentul în care crezi că vei trăi 2000 de ani, în momentul în care crezi că vei trăi 100 de ani, în momentul în care crezi că vei trăi 150 de ani, sau mă rog, cât vrei să trăiești, că doar nu dăm noi zile, cât îi pe ghem. Dar noi suntem preocupați, într-adevăr, de ceea ce înseamnă lungimea zilelor și așa cerem, îndelungare de zile, sănătate și mântuire, așa cântăm și când durăm cuiva la mulți ani, că noi spunem la mulți ani, am putea spunem la 15 ani, la 20 de ani, la 30 de ani. Nu, noi spunem la mulți ani, adică cât de mulți. Dar nu punem în balanța acelor ani conjunctura sau paradigma în care vor putea fi trăiți acei ani. Poate pentru cel necredincios pot fi spre o sândă, poate pentru cel credincios pot fi spre mântuire, pentru un copil pot fi spre formare duhovnicească, pentru o mamă spre jertfă, că nu-i ușor să fii mamă, pentru o soție nu-i ușor să fii soție, pentru un soț nu-i ușor să fii soț, deci fiecare în dreptul crucii sale, de aceea de trăim sau de murim, de mâncăm sau de bem, spune acolo de murim sau de viem a Domnului suntem și să dăm slavă lui Dumnezeu. Iată aceștia strigă, miluiește-ne pe noi Fiul lui David. Adică tu, mesianicule învățător, care știm că poți să mântuiești neamul acesta, poți să faci această minune. Noi ne deosebim de acești doi ori prin două lucruri simple. Vedem sau corectăm miopia la ochelar, dar nu vedem cu mintea și nu vedem cu inima. Cu inima nu vedem pentru că suntem ferm convinși. Încă 80% din cei care ascultă Sfânta Liturghie au această noțiune în minte și o spun cu desăvârșire că nu mă înșel. Oare există Dumnezeu? Să țineți minte lucrul acesta. Oare există Dumnezeu? Există. Dacă n-ar exista Dumnezeu, n-ai binecuvânta apa cu degetele și nu s-ar mai stâmpla. N-ar mai curge un mir dintr-o icoană, n-ar mai lăcrima o icoană, nu s-ar mai face o minune, nu s-ar mai face Sfânta Euharistie, nu ne-a mai botezat și n-ar mai fi Duhul Sfânt pe Pământ, iar noi n-am vorbit așa cum vorbim asemenea lui Dumnezeu, pentru că prima ștampilă și icoana Dumnezeirii este omul făcut după chipul și asemănarea sa. Celelalte făpturi le admirăm, ne place cum arată un cal frumos, un câine frumos, o pisică frumoasă, o pasăre frumoasă, orice creatură, și-o iubești, și-o ții, și-o îngrijești, dar ea nu vorbește. Deși are toate frumusețile și calitățile, o poți dresa, o poți învăța să se țină după tine, o poți învăța orice, dar nu o poți face să fie asemenea ție, să aibă sentiment, să aibă rațiune, să aibă înțelegere, să aibă discernere, să aibă pricepere și să aibă puterea cuvântătoare și o să spuneți, dar ce papagalul nu vorbește, emite sunete, el nu știe ce spune. Spune că Iisus nu face minunea afară, ci o face în casă. Probabil se ferește de ochii celor mulți care în jurul lui se strângeau permanent și își doreau această imaginea minunilor. Și noi când mergem 50 de autocare odată la mormântul Părintele Arsenie sau la Părintele Papacioc sau la alți părinți când ne ducem la mormânt, așteptăm minuni. Minunile sunt a celor care le merită, a celor care le trăiesc, a celor care le simt și a celor care le cheamă. Fiecare minune este o clipă de putere divină în care dumnezeirea și puterea Duhului Sfânt se revarsă în timpul măsurat și împlinește un act negândit și nepriceput minții omenești. Fiecare o povestește în felul lui. Luăm de pildă exemplu venirii luminii la Sfântul Mormânt, când unii spun că au văzut steluțe, unii că au văzut o luminiță, unii că au văzut globuri de foc, unii că au văzut un fulger, unii că au simțit o săgeată, unii că au simțit un fior. Fiecare a trăit minunea în felul lui. Și în final s-a trezit cu
o lumină prinsă lumină. Dar această lumină din lumina lumii nu poate deschide orbirea sufletească dacă omul este împietrit la inimă și ochii minții lui și a inimii lui nu se deschid vreodată spre lucrarea dumnezeiască. De vreme ce niciodată nu s-a vărsat foc din inima ta și lacrimi atât cât să poți, cum spun mari pusnici în zbornic, să poți să storci hainele pe tine de lacrimi, n-ai cum să știi ce-i focul Dumnezeirii. Aceasta îți poate explica doar simplu Simeon Nou Teolog, doar simplu Serafim de Sarov, poate un părintele Paisiolaru sau alți sfinți care au gustat aceste rugăciuni înalte și care au ajuns la măsura ca izvoarele lacrimilor lor să poată spăla mulțimea de păcate a altora din jurul lor pentru care s-au rugat, s-au opus genunchii la rugăciune. Iată-i pe acești doi orbi intrați în casă, în fața lui Iisus, și se izbesc de cel mai afront cuvânt despre care v-am vorbit eu acum 5 minute. Credeți voi că eu pot să fac aceasta? Ai venit la biserică fiindcă crezi că eu exist? Ai venit la biserică fiindcă crezi în lucrarea și în puterea Duhului Sfânt? Ai venit la biserică fiindcă recunoști puterea divină a lui Dumnezeu în toată manifestarea creației și în tot ce este în jurul tău? Dacă n-ai venit pentru aceasta, eu nu pot face aceasta. Tatăl fiului lunatic, și acolo vorbim, și aici avem un mut, ăsta nu vorbea, că păcatul nu vorbește, dar avem un mut care nu scoate niciun cuvânt, doar orbii se exprimă. Și o să mă întrebați undeva în sinea voastră de ce Evanghelia leagă doi orbi de un mut. Uitați-vă la trupurile dumneavoastră și inclusiv eu la al meu. Niciodată nu vom descoperi în imaginea exterioară, decât rare ori, poate din decența comportamentului, sau din decența mișcărilor, sau din decența îmbrăcămintei, sau din decența moralei, din decența etică socială, putem spune, o femeie de morabul ușoare, un bărbat neisprăvit. Dar, în general, noi, dincolo de mutul nostru, ascundem tot ce înseamnă slăbiciune și, de obicei, în curriculum vitae, când mergem undeva în societate, spunem așa, inginer, mecanic, medic, doctor, ce avem noi ca școli, arătăm aptitudinile, tot ce putem intercepta cu mintea și tot ce ni se pare nouă că putem atinge ca perspectivă de specialitate, dar nimeni nu scrie în CV-ul său, sunt mincinos, sunt murdar sufletește, sunt ticălos, sunt om fals, sunt om viclean, sunt om fățar, sunt om neserios, sunt un om coruptibil, nu găsești scris. Ci din contra, atunci când ții la imaginea ta, cum spui, jur să apăr Constituția și legile țării, cu mâna pe ce? Pe Constituția lui Dumnezeu, pe Biblie. Și minți cu o nouă înșalanță, care nu s-a mai văzut, despre care știe doar Dumnezeu. Vedeți, de aceea mutul nici nu vorbește în această Evanghelie de azi, ci doar arată că s-a vindecat văzând minunea celor doi ori. Cine-s cei doi ori? Mintea care nu vrea să înțeleagă că Dumnezeu cântărește fiecare cuvânt, fiecare gest, fiecare clipă, Ați văzut lumea cât este de preocupată de monitorizare. Toată lumea e preocupată să nu fie ascultată pe telefon, să nu fie ascultată pe televizor. Mai auzisem într-o zi la o doamnă că ia șofierul de călcat l-a scos din casă și ăsta poate să aibă ceva. Doamnă, scoate și aragazul, scoate și patul și dulapul lasă casa de dat cu varga, sparge pereții, poți fi ceva în pereți. Deci, înainte de a crede asemenea nebunii, trebuie să te gândești că în mintea ta, în orbul tău cel din tâi, care stă înaintea lui Hristos, stă rațiunea conștiinței. În conștiință se cântăresc și gândurile, și voile, tendințele,
voințele și comportamentele. De exemplu, eu mă întâlnesc cu tine și îți spun așa, băi, ce mult am așteptat să ne întâlnim și în sinea ta tu zici, când avem cu conștiință acolo, nu vede nimeni. O, ce n-am mai adus pe ăsta aici. Înțelegi? Aceasta este orbirea pe care noi nu o percepem. Dumnezeu o scrie, n-ai nevoie să te urmărească televizorul și telefonul și mai nu știu ce mijloace de monitorizare. Te monitorizează Dumnezeu când spune că pentru tot cuvântul de șer vom da seamă, iată difuzorul e primul care intră la judecată, din faptele mâinilor sale s-a prins păcătosul, pasărea pe limba ei piere, spune proverbul popular de demult și românesc, omul după fapte se cunoaște ca omul după roade, omul bun scoate cele bune din misterie inimii sale, omul rău scoate pe cele rele din misterie inimii sale, pe ceripitor, pe difuzor. De aceea David, când vrea să îl asigure pe om că sare calul, îi spune așa, pune, Doamne, strajă în gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Auzi ce vorbește despre al doilea oră. Să nu abați inima mea la cuvinte de vicleșug. Vedeți? Să nu abați inima mea la cuvinte de vicleșug. Adică să nu poftești mizerabil în inima ta lucruri care te despar de Dumnezeu. Deci iată-l și pe al doilea or, pus în postura de a fi în fața lui Hristos și întrebat. Crezi tu că pot eu să fac aceasta? Da. Filocalia ne demonstrează că mintea se poate umple de lumină și deveni tron dumnezeiesc. Filocalia ne demonstrează că inima poate deveni tron de lumină lui Dumnezeu, tron dumnezeesc și se poate umple de lumină și spune acolo mai departe, deschide ochii inimii mele, am început să pricep minunile din legea ta, pentru că atâta timp cât ochii inimii sunt închiși acolo, nu pătrunde lumina, noi toți vedem, da, avem lumină, i-a prins becul, bate soarele, dar dacă am închis pleoapele, eu mai știu că apare lumină, nu știu. Așa este și inima și mintea. Cât mintea închide ochii conștiinței, vedeți și o să spuneți, dar ce conștiință are ochi? Ar, n-am spus-o eu. Conștiința adormită naște moștri. Deci când închizi ochii conștiinței, sau are chiar Marle Eminescu o expresie frumoasă, închid a zilei ochi și fac din noapte zi. Deci noi în întuneric putem lucra toate lucrășurile, iar ziua la prima vedere putem părea oameni iluștri. Deci în întunericul din noi, spune mai departe Mântuitorul în Evanghelie, luminătorul trupului este ochiul, deci mutul poate fi și orb. Dacă ochiul tău e murdar, tot trupul tău e murdar, dar el este murdar pe fundamentul celălalt, pe întunericul de dinăuntru, căci luminătorul sufletului este mintea. Dacă mintea ta e curată, tot trupul tău va fi curat și sufletul tău va fi curat, dacă nu va fi murdar. Și întreabă Dumnezeu, dacă întunericul din tine este lumină în conceptul nostru, cu cât mai mult, cu cât mai mult,